Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, eu sunt Sandu Gospodaru, vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Astăzi o să facem o rețetă cu hribe, o să facem o ciulama de hribe. Tocmai ce am fost în pădure și am găsit vreo două hribe de plop, de stejar, de mesteacăn. Le-am fiert vreo 5 minute bune. Acum, pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am cam un kilogram, un kilogram jumate de hribe, pe care, așa cum am zis, le-am tăiat și le-am fiert un pic înainte 5 minute. Mai avem nevoie de vreo 250 de grame de smântână, o lingură de făină, două cepe, o legătură de mărar, sare și chiperi. No, haideți, oameni buni, să trecem la treabă. O să facem o mâncărică de hribe faină și bună, iar la sfârșit, bineînțeles, că o să facem și o mămăligă sau o tocană, cum se zice la noi, că nu se poate să facem o ciulama de hribe și să nu facem și o mămăligă la ea. Haide să-i dăm bătaie și facem rețeta împreună, pas cu pas. No, o să ne apucăm și o să ne tăiem ceapa. O să tăiem ceapa. Ceapa o tăiem cu bulețe mărunte. O să ne tocăm apoi și mărarul. Așa, tăiem ceapa mărunt, e așa, cât mai mărunt, acum fiecare cum poate. O să tăiem toată ceapa, o să-mi dau și mărarul, oameni buni, iar când gata de tăiat, o să revin, că n-are rost să vă țin, că toată lumea știe cum să toc o ceapă și un pic de mărar. No, oameni dragi, am terminat din tăiat mărarul și ceapa. Acum nu rămâne decât să mergem dincolo, să ne apucăm de rețeta propriu zisă. Am pus o cratiță pe foc, am lăsat-o câteva secunde bune să se încingă. Acum o să punem un ticuruț de ulei, nu foarte mult, atâtuca. Așa, lăsăm să se încingă și uleiul. O să-mi pun un ticuruț de ceapă ca să văd când e încins uleiul. Lăsăm câteva secunde bune să se încingă, până ce începe ceapa să sfârăiască un pic. În momentul în care încins uleiul, să adăugăm ceapa. Ia că deja uleiul se încinge. Ceapa începe să sfârăie, o să adăugăm ceapa. Băgăm ceapa. Așa. O să tragem un pic ceapa la tigaie, o cărcălim un pic, până ce începe să se înmoaie și începe să sticlească un pic. Am lăsat ceapa până ce s-o muiete un pic și a început să sticlească. Acum adăugăm hribele, punem și hribele, pe care, așa cum am zis, le-am fiert 5 minute și le-am limpezit în 2-3 ape. Așa. Cărcălim un pic și hribele, vreo minut jumate, două, le tragem un pic și pe ele, împreună cu ceapa. Facem o mâncărică bună de hribe, oameni buni, mai ales că acum e toamnă și sezonul hribelor. Chiar dacă la noi încă nu sunt chiar atât de multe cap în alte părți, dar vă dau o tăniu, da Dumnezeu, tăniu ajuta să găsim. Dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi, vă mulțumim din suflet, Dumnezeu să vă dea sănătate. Dacă vă place, plăcere, vă aștept și pe canalul secundar Aventură Natură cu Sandu Gospodaru, care e tot canalul meu, acolo să postăm numai mâncăruri din natură. Dacă vă face plăcere, vă rog să vă abonați acolo pentru că e gratis, pe dumneavoastră să nu vă costă nimic, dar în schimb pe mine mă ajută foarte mult. Un canal frumos și ăla, unde o să postăm cu mâncăruri și rețete mai din natură, din pădure, cu stâne de oi, cu târguri, cu piață, cu multe alte lucruri frumoase. Bun, oameni bun. Acum adăugăm o lingură de farină, o țipăm peste tot, așa, și amestecăm. Iar apoi o să adăugăm smântâna. Acum eu pun o lingură de făină ca să fie bază de îngroșală și adăugăm smântâna. Smântâna am diluat un pic, care să fie un pic mai subțărică, că a fost foarte grosă.
Și după aia o să mai limpezesc eu bolul. Stați liniștit că îl limpezesc de fiecare dată bolul, ca să nu rămână smântână pe el. Amestecăm și apoi completăm cu apă. Așa. Bun, ia ce fain deja. Ce fain prinde culoare deja mâncărica noastră. Punem cât să astupe atetuca. Cât să treacă peste hribe, să astupe hribele. Și o să mai lăsăm să fiarbă. O să pun un praf de sare și un praf de chipere acum la început. Și apoi lăsăm să fiarbă vreo 10 minute bune. Obligatoriu trebuie să fiarbă pentru că am pus farină. Așa, mamă, mamă, ce mâncărică o să iasă, oameni buni. Imediat o să limpezesc și bolul ăsta. Punem un praf de sare și un praf de chipere. Nu pun foarte mult pentru că oricum o să pun la final. Să-i dau gustul final la sfârșit. Ca atât. Opa. Îl limpezăm un pic și bolul. E păcat de smântână asta să rămână așa. O secundă. Așa. Bun. Așa. Și lăsăm 10 minute, oameni buni, aproximativ 10 minute, să dea două clocote bune. Din momentul în care începe să fiarbă, să dea două, trei clocote bune. Între timp, mere doamna și face și o mămăligă bună, pregătea o mămăligă și o să servim cu mămăligă la sfârșit. Lăsăm așa să fiarbă, iar pe final o să punem mamărarul, sare și chiperi, o să-i dăm gustul final. Da, ciulamaua noastră e aproape gata. Am lăsat-o să fiarbă mai bine de 10 minute, i-au scăzut, s-au îngroșat. Acum, pe final, o să-i dăm un praf de sare, un praf de chiperi, o să-i dăm gustul final. Băgăm sare. Bun. Un praf de chiperi. Bun. Ne amestecăm bine, bine. Mamă, mamă, ce fain miros, oameni buni. Așa. Și băgăm mărarul. Ultima dată băgăm mărarul. Eu bag o legătură de mărar. Ăsta îi dă un gust foarte bun. Între timp, gata și nevastă mea mămăliga. Da. Ne pustim aici și mărarul. Mamă, mamă, ce gust bun i-a dat ăsta. Așa. Mai lăsăm un minut și ciulamaua noastră de hribi gata. O să pun în farfurie și o să vă arăt farfuria finală. Mamă, ce frumos arată și vă garantez, oameni buni, că e jos cu pălăria. Așa, o să gust un pic, să văd dacă mai trebuie sare sau chiper, dar cu siguranță nu mai trebuie, că am pus la început. O să iau totuși un pic să gust. Mamă, mamă. Absolut nimic, oameni buni. Absolut nimic. Numai gură de mâncat. Na, o să și opresc aragazul. O să lăs un pic să se liniștea, pun în farfurie, fac farfuria finală și vă arăt cum a ieșit. Na, oameni dragi. Ciulamaua noastră de hribi gata. Cu mămăliguță, ea așa arată. Încă aburește, încă iasă abur din ea. Sper să vă placă și dumneavoastră. Cu siguranță o să vă placă, mai că e fierbinte, o lăsăm un ticuru să se liniștească, oameni buni. Doamne ajută! Mamă, mamă, aici un pic de suc de pere natural. 100% suc de pere făcut de mine, o esență de pere. Doamne ajută-ne, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de noi, oameni buni. No, să vedem că fierbinte un pic, mamă, mamă. Cu mămăligă. Îi lăsau eu un ticuru să se răcească și apoi mă ocup eu de ea, că de fiecare dată n-am răbdare și apoi tot timpul mă frig.
Mamă, mamă. Oameni buni, să mă iertați că vorbesc cu gura plină, mâncare de împărați, oameni buni. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de noi. Nu uitați să vă abonați și la celălalt canal secundar Aventură Natură cu Sandu Gospodaru, dacă vă face plăcere. Până data viitoare, vă doresc numai bine, rău la nimeni. Doamne ajută-ne la tăt!